stați, bă, stați așa, bă, că dacă e nevoie, vine și ne salvează opoziția, bă. Vine Elena Udrea, da. Dacă sunteți blocat pe undeva și vreți să luați legătura cu dânsa, intrați pe internet și căutați-o pe Facebook. Am înțeles că unii dintre voi aveți internet la lopată. Plec spre București pe traseul Borsec-Toplița-Gheorgheni, Miercurea-Ciuc-Sfântul Gheorghe-Brașov-Predeal-București. Mă pot opri pe drum să dau o mână de ajutor dacă sunt oameni în nevoie din cauza vremii. Pot transporta pe cineva cu mașina, ajuta pe cineva care a rămas înzăpezit, pot aduce medicamente sau ceva de mâncare. Ce gest frumos! Nu, nu, pe bune zic. Da, bă, băi, vorbesc serios. Doamna Udrea are experiență în cazuri de-astea extreme. Alo, lăsați, bă, comentariile astea. Că a zis medicamente și mâncare, da? Deci terminați cu glumițele alea cu centura politicii și pantofii cu toc. Pantofi cu toc se dau la inundații, bă, nu la zăpadă. Nu s-o putut cu ce voi, nu? Eu zi asta? Am refaci cadou cu Ivele. La mă, asta! Mulțumesc! Mă dă acum! Pe dreptul să-l începem. Așa. Mii mărișor. Dar de plăcut așa vă plac. E foarte drăguț. Și îndămânos. Și un noroc odată în viață la pantofi. Bun, deci ne-am lămurit, chiar mă bucur că am risipit cât de cât confuzia. Deci pantofii cu toc merg la inundații, da? La zăpadă e mai complicat, bă, trebuie niște pantofi mai mari, așa, care să intre peste ghete sau peste galoși, nu prea ai cum. Dar să revin la gestul Elenei Udrea, în afară de mâncare și medicamente, puteți profita doar acum de oferta cu iamă, nene. Adică, iamă, doamnă, mă rog. Hai, repede, profitați acum cât aveți ocazia, doar știți că transportul neautorizat de persoane va fi interzis. Da, oricum, dacă vă oprește poliția și vă prinde cu autostopul în mașina Elenei Udrea, spuneți-mă și voi că sunteți colegi de partid, nu? Sunteți din PDL. Și e alibiu perfect. Nu o să bănuiască nimeni că-i vrăjeală. PDL-ul oricum încape acum într-o singură mașină. Hai, hai, Gagico, hai, urcă în mașină, ce mai stai? Să te plimb, să ne iubim, că o viață noi trăim.